Domnul Ieșilor, cum rostea cândva un cronicar din trecute pagini de istorie, unul dintre cele mai importante orașe ale României, dar și o răspântie dintotdeauna din crucile drumurilor către răsăritul Europei. Un târg, un oraș, o capitală cu o istorie confirmată de peste 8 veacuri. Pe aici trecea una dintre cele mai importante rute comerciale care venea dinspre Polonia și mergea spre sud. O cale separată făcea legătura cu Ucraina. Alexandru cel Bun dăduse privilegii comerciale negustorilor polonezi. Prin apropiere se va fi aflat și un punct vamal, pomenit în Hrisoave chiar ca o așezare, care pe la mijlocul veacului al XV-lea va căpăta denumirea de Târg al Ieșilor. Cu o istorie însă ilată cu bune sau cu grele, orașul a trecut prin cumpenele istoriei șubrezit vremelnic, fie din cauza cutremurelor, fie a incendiilor sau a atacurilor tătarilor, fie năpăstuit prin holeră, de ciumă sau de foamete, dar în cele din urmă întărit și călit, asemenea oțelului sortit luptei celei bune. La greu, tot omul aflat în suferință a alergat la Dumnezeu. La cel de sus a căutat alinare și lui i-a mulțumit smerit atunci când s-a simțit mântuit de relele timpului. Vatra așezării Iașului a fost situată în primele două secole de existență în apropierea curții domnești. Astăzi, pe locul acesteia se află Palatul Culturii, Casa Cărturarului Dosoftei și Biserica Inimilor, cum este numit Sfântul Nicolae Domnesc. Un oraș ridicat pe 7 coline, așa cum spune tradiția și cum arăta și geografia locului. Un oraș în care nu găsești clădiri mai vechi de veacul al XVIII-lea, cu excepția bisericilor și a mănăstirilor. Toate mărturisesc solemn despre valoarea urbei ca oraș profund spiritualizat, care cere zăbavă și ascultare pentru a fi înțeles în dimensiunile sale tăinuite, asemenea cărților aflate sub colbul vremurilor, însă luminat de intima ancorare în valorile ortodoxiei. Se cuvine să începem incursiunea noastră din inima orașului și să poposim în cel mai vechi lăcaș de cult din Iași, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc. Chiar dacă există ezitări privind datarea edificiului, unii istorici susțin că Biserica Armeană ar fi mai veche. Biserica ridicată de Sfântul și Marele Voivod Ștefan reprezintă nivelul zero pentru parcurgerea unui urcuș deopotrivă fizic și spiritual în Iașul zilelor noastre. Se spune că pe acest loc au mai existat biserici din lemn sau din piatră, dar vestigiile se vor fi risipit din pricina trecerii aripii timpului și peste acest loc. Tradiția confirmă că, după fiecare luptă, Ștefan cel Mare ctitorea câte o biserică. Cu siguranță însă că nu făcea acest lucru la întâmplare doar ca să închine un sfânt lăcaș unei victorii sau pentru a celebra o cucerire. Evlavios fiind, fiu duhovnicesc al Sfântului Daniel Sihastru, voivodul Ștefan făcea din cărămidă metanie pentru fiecare om căzut în bătăliile purtate de el, fie că era din oastea moldovedească, fie un dușman viteaz în luptă. Nu conta apartenența religioasă. Din porunca sa, niciunul dintre cei căzuți în lupte nu rămânea neîngropat. Sfântul Vasile cel Mare scrie că cei care au ucis, chiar și în condiții de război, trebuie să se pocăiască cel puțin vreme de 3 ani. Ștefan nu construia biserici și mănăstiri închinate lui Dumnezeu din mândrie, ci mai cu seamă dintr-un sentiment profund de legătură spirituală între lumea celor de pe pământ și celor din ceruri,
între vii și morți, între trecătoare și veșnice. În anul 1492, după bătălia de la Kătlăbuga, loc care se află pe teritoriul de astăzi al Ucrainei, voivodul a ridicat nu departe de curtea domnească o biserică pe care a închinat-o unui mare făcător de minuni, Sfântul Ierarh Nicolae. Există două motive pentru care acest sfânt lăcaș poartă denumirea de biserică domnească. În primul rând, pentru că a fost ridicat de un domn al Moldovei. În al doilea rând, pentru că acest edificiu a slujit drept biserică domnească în care secole de-a rândul au fost unși domnitorii neamului și au mers la sfintele slujbe membrii familiilor voivodale. De la despot vodă la Alexandru Ioan Cuza, în această biserică, au pășit domnii și principii Moldovei, chiar dacă Ștefan o ridicase mai cu seamă ca o biserică de familie. Un lăcaș de dimensiuni mici împrejmuit de un zid simplu, din care astăzi se mai văd doar o parte dintre ruine. Deși cetatea de scaun a Moldovei era la Suceava, Târgul Ieșilor constituia un reper important pe harta spirituală a Moldovei. La scurt timp după construire, biserica a devenit mănăstire, ceea ce era și firesc, dat fiindcă un lăcaș domnesc se cuvenea să aibă un program liturgic zilnic. Anul 1564 este unul foarte important pentru orașul de pe malurile Bahluiului. Domnitorul Alexandru Lăpușneanu mută scaunul Moldovei de la Suceava la Iași, astfel încât Biserica Sfântul Nicolae devine parte a curții domnești, înconjurată de chilii amplasate în zidurile înalte care împrejmuiau Sfântul Lăcaș. Din acest moment, preoții monahi slujesc cele ale unei mănăstiri și veghează deopotrivă la curățenia sufletească a membrilor curții domnești, iar vreme de câteva secole vor fi martori ai evenimentelor politice, militare și diplomatice și chiar făuritori de istorie națională. Pentru istoria acestui târg însă, lucrurile aveau să fie împlinite abia în 1687, când mitropolitul țării se mută la Iași. Abia din acest moment putem considera Iașul ca fiind ridicat pe deplin la rang de capitală, devenind o prosperă așezare de pe râul, pe colinele din apropierea lungii din vale. După cum se pomenește în Hrisoave, multă vreme în biserică au existat trei altare. Altarul principal, cel al Sfântului Nicolae, un altul închinat Sfintei Mucenițe Varvara, în care se slujea în grecește, și cel de-al treilea, în care se țineau slujbele în rusește și care era închinat Sfântului Arhidiacon Ștefan. Respectând întrucâtva stilul arhitectonic bizantino-roman, cu baza turlei octogonală și având două ochnițe pe fiecare latură, ctitoria voivodului Ștefan, aflată în inima Moldovei medievale, a suferit nenumărate schimbări determinate de o firească dezvoltare urbanistică sau portuite. Fie că vorbim de Antonie Vodă Ruset, care în anul 1676 începea lucrări ample de restaurare, ce aveau să fie finalizate de Gheorghe Duca, fie că ne amintim de cutremurele puternice și de incendiile din secolul al XVIII-lea, când pentru o perioadă biserica a fost abandonată, iar demisolul a ajuns crâșmă, fie că ne referim la vremea în care a fost folosită ca moschee, lăcașul a avut urcușuri și coborâșuri intempestive, care însă nu au modificat substanțial structura cea gândită dintr-un început de domnitorul Ștefan cel Mare. Se știe că Gheorghe Duca, ctitor la mănăstirea Cetățuia, nu se rezuma la a renova elementar lăcașele de cult, ci le împodobea
și le aducea în circuitul unor valori culturale autentice, atât ca zidiri de cult, cât și pentru manifestările asociate locului. El este cel care a făcut în așa fel încât aici să existe o tiparniță, unde mitropolitul Dosoftei, eminentul cărtural moldovean, care a locuit în casa de lângă Sfântul Nicolae Domnesc, să tipărească marea majoritate a cărților sale. O confirmare a valențelor culturale și spirituale ale acestei ctitorii a fost întărită mai târziu prin deschiderea unei școli teologice pentru ortodoxi și misionari. În această școală învățau cei ce urmau să devină preoți, aici erau aduși copiii sărași de la sate, dar și prunci ai negustorilor și nobililor și toți, pe cheltuiala domnitorului, învățau carte 6 luni pe an, în episoade de câte 8 și 10 și chiar 12 ore pe zi. La răspântia dintre veacurile al 19-lea și al 20-lea, Biserica Unșilor lui Dumnezeu a fost supusă ultimei mari restaurări făcute la Ordinul și cu cheltuiala regelui Carol I. Renumitul arhitect francez André Lecomte du Nuy, cel care avea să contribuie și la restaurarea castelului Peleș, a fost chemat de rege să găsească o cheie de reformulare arhitecturală a bătrânului Lăcaș. Câteva dintre ideile sale nu au fost bine primite de arhitecții din acea vreme, considerându-se că, într-o oarecare măsură, nu a fost respectat tipicul arhitecturii bisericii românești. De altfel, tot la el apelase regele Carol I și pentru restaurarea bisericii mănăstirii Trei Ierarhi, care de asemenea i-a adus modificări majore, dar a lăsat neschimbate forma și motivele exterioare. Liniștea frumosului târg al ieșilor a fost tulburată în lungi răstimpuri de tătari. De altfel, se spune despre orașul Moldav că a fost devastat nu atât de cutremure, de incendii sau de neiertătoarele ciume ale unor epoși de năpastă, ci mai ales de năvăliri și năvălitori. Tătarii au reprezentat un inamic redutabil și au lăsat în urmă nimiciri ireparabile. În anul 1574, Ion Vodă era ucis mișelește. Acest eveniment tragic a fost urmat de un atac tătăresc, în urma căruia a fost distrus aproape în întregime orașul, iar câmpurile au fost pârjolite și însângerate. Petru Șchiopul avea să urmeze în scaunul Moldavei, iar, dată fiind situația, noul domnitor a primit și supranumele de Vodă al Câmpurilor. Codriașilor au fost salvarea pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru ca istoria acestor locuri să continue. Domnitorul Petre Șchiopul n-avea cum să treacă cu vederea aceste spații scăpătoare, cum le spun moldovenii, și, la scurt timp după urcarea sa pe tron, a hotărât să ridice pe un deal, care domină și astăzi valea râului Nicolina, în partea de sud a orașului, o mănăstire. Mănăstirea Galata, mama bisericilor moldovenești. Denumirea Galata vine de la cartierul Galata din Constantinopol, unde Petru Șchiopul a locuit mai multă vreme înainte de a fi domn aici în Moldova. Biserica mănăstirii s-a ruinat la scurtă vreme după ctitorie. Domnitorul a ridicat îndată o alta. Aceasta este prima biserică a Iașului care îmbină stilurile arhitecturale din toate cele trei țări românești. Odată cu biserica de la Galata, din punct de vedere arhitectural, iau naștere două curente declinate din modele moldave,
Două motive pe care 50 de ani mai târziu Vasile Lupu le va încununa prin ctitoria sa monumentală, Biserica Trei Ierarhi din Iași. Perioada Evului Mediu a fost dominată de teama de epidemii. Ciuma a fost una dintre cele mai teribile dintre acestea. De altfel, pericolul care plana asupra târgului nu i-a ocolit nici pe locuitori, de orice rang ar fi fost ei, nici pe călătorii care vizitau acest spațiu. Vestitul cărturar Paul din Alep, care a trecut pe aici, scria în jurnalul său că el însuși și însoțitorii săi au căzut pradă frigurilor, dar au avut șansa să supraviețuiască. Cei mai mulți însă au pierit. Din documentele istorice de la începutul secolului al XVII-lea, se poate afla că Radu Voivod, fiul domnitorului Petru Șchiopul, a închinat mănăstirea Galata muntelui Athos, atât spre pomenirea părinților săi, cât și pentru sănătatea lui, a soției și a fiilor. Voivodul Petru Șchiopu ținea întâlniri cu boierii și este un paraclis care a fost conceput ca un paraclis pentru familia domnească, unde Petru Șchiopu stătea, deci, în sala divanului și, de fapt, asculta Sfânta Liturghie care se săvârșea în paraclisul alăturat. Există chiar niște ferestre și o ușă care comunică, sala divanului comunică cu paraclisul. Dintr-un început, mănăstirea Galata a fost întemeiată ca un exemplu a milei și expresiei de dragoste față de aproapele. Este consemnat faptul că mitropolitul Filaret a rostit un discurs în care spunea că Petru Vodă, întemeind mănăstirea Galata, a așezat în ea și un ospiciu pentru săraci. Loc de taină și de sfat al domnitorului, mănăstirea a avut și un rol politic cu semnificative rezonanțe naționale. Târgul din centrul Moldovei medievale era cunoscut ca având variate valențe ocupaționale, iar breslele erau temeinic organizate. În forfota urbei se puteau întâlni negustori, meșteri, potcovari, croitori, săbieri, pietrari, agricultori, viticultori, toți încercând să facă ce știau cel mai bine și să-și fie de folos unii altora. Călugării de la Galata erau recunoscuți ca iscusiți între ale croitoriei. Puțin știu însă că în Iași existau și mulți berari, în timpurile când această băutură a venit dinspre spațiile germanice spre Moldova. Chiar și la mănăstirea Galata existau câteva instalații de preparare a berii. Același Paul de Alep povestește că domnitorul Vasile Lupu era unul dintre cei mai grozavi degustători de bere. Pe una dintre colinele Iașului, cam la 2 km de curtea domnească, ridicată la o oarecare altitudine față de malul Bacluiului, există o mănăstire cu o istorie ca în povești. Portar al Sucevei și hatman al Moldovei, Meletie Balica a înălțat aici, în 1586, o biserică cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Mai târziu a închinat zidirea mănăstirii Schimbarea la Față din muntele Sinai. Din păcate, secolul al XVIII-lea a adus pentru Iași o perioadă grea, cu războaie și invazii care au afectat și mănăstirea frumoasă, biserica ajungând într-o stare de ruină. Pe atunci era domn al Moldovei, Grigore al II-lea Ghica. El și-a așezat tabăra pentru scurtă vreme lângă mănăstirea lui Balica, descoperindu-i frumusețea sa. Se pregătea să plece într-o expediție, dar înainte a plătit un pomelnic la mănăstire.
După 40 de zile s-a întors aici și a făcut, drept făgăduială, grijirea de minunata ctitorie a înaintașilor. Așa se face că în următorii 10 ani mănăstirea lui Balica a fost scoasă din ruină, devenind cel mai frumos așezământ duhovnicesc din întreaga Moldova. Se spune că aici era grădina raiului, clădiri cu hodină, cu grădini minunate, un lac pe care pluteau bărci unde își petreceau clipele de relaxare domnitorii cu alaiurile lor, havuzuri și o mireasmă îmbătătoare, iar în mijlocul acestora o biserică. Locul acesta mirific, din care astăzi nu mai găsim aproape nimic, fusese numit de ctitorul său Frumoasa, Frumoasa din josul Galatei. Grigore Ghica a nobilat locul după moda orientală, transformându-l în reședință de vară, utilizată în acest rost de toți domnii Moldovei care aveau să-i urmeze. A înzestrat mănăstirea cu odoare și cu veșminte pentru preoți, cu moșii și vii, cu de toate cele adunate într-un decor natural de vis. În venirea de la Constantinopol, înainte de urcarea pe tron, viitorii domni, însoțiți de alaiurile lor, făceau aici un scurt popas înainte de ceremoniile ce urmau să aibă loc la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc. Arhimandritul Ioasaf Voinescu, egumen al mănăstirii pe la mijlocul secolului al IX-lea, a reînnoit biserica și i-a adăugat un al doilea hram, uspenia, adormirea Maicii Domnului. Mai apoi au venit din nou vremuri grele pentru viața monahicească. În 1863, anul secularizării, a fost transformat palatul de peste ziduri sau palatul Sturza, cum era numită casa domnească, mai întâi în cazarmă, apoi în spital militar pentru bolnavii de ochi. Acesta este momentul în care grădinile și tot ceea ce strălucise până nu de mult aici a fost menit risipirii și distrus. Abia la începutul celui de-al 21-lea veac, această ctitorie voivodală, locul de unde se poate vedea o superbă panoramă a orașului, a devenit mănăstire de maici. Monumentala biserică a mănăstirii Frumoasa poartă pecetea vremurilor și este considerată în prezent biserica cu cea mai bună acustică din țară. Domnitorul Vasile Lupu a rămas în conștiința contemporanilor săi ca fiind unul dintre cei mai importanți protectori și ctitori ai Ortodoxiei. El este cel care a început să trezească Moldova, cum spunea Cantemir, scoțând-o din adâncul întuneric al barbariei care se întinsese asupra țării. Titorind și rectitorind mai mult de 30 de lăcașuri ortodoxe în țara Moldovei, dar și în Orhei, Liov și Kiev, Vasile Lupu este părintele a două mănăstiri ale Iașului, Trei Ierarhi și Golia. Influența și notorietatea sa se întindea de la Constantinopol Alexandria, de la Ierusalim în Athos, iar prestigiul său în lumea ortodoxă era atât de însemnat încât la dorința sa se numeau sau se schimbau patriarhi, pe care de altfel îi susținea cu sume importante de bani. Numele său este legat de sinodul ecumenic ortodox pe care l-a organizat pe cheltuiala sa, la Iași, în 1642, în urma căruia s-a adoptat mărturisirea ortodoxă, un document dogmatic redactat de Sfântul Mitropolit Petru Movilă. Și tot de numele său este legat și numele Sfintei Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, a călei moaște le-a adus de la Constantinopol la Iași. Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, cea mai frumoasă ctitorie a lui Vasile Lupu, a fost pentru multă vreme centru spiritual al Moldovei. Construită în prima parte a veacului al XVII-lea, Trei Ierarhi a fost închinată mănăstirii Iviron din muntele Athos. Spectaculoasă prin ornamentele exterioare care inițial au fost aurite,
Biserica a trei ierarhi este unică în arhitectura ecleziastică. Această dantelărie exterioară combină elemente turcești, armene, persane, arabe și georgiene cu motive geometrice românești, fiind așezate în 30 de registre succesive care nu se repetă. Ceea ce se poate vedea în zilele noastre este rezultatul lucrărilor de restaurare realizate de arhitectul André Lecomte de Neuilly, cel pomenit și în episodul refacerii Bisericii Domnești. Această restaurare majoră, făcută între anii 1882 și 1904, a fost necesară deoarece mănăstirea suferise numeroase pârdălnicii din partea năvălitorilor, fusese arsă și zguduită de 4 cutremure. În pridvorul bisericii se găsesc osemintele domnitorului Vasile Lupu, ale Tudoscăi, prima soție, și ale fiului acestora, Ștefan Vodă. Alături de ei au fost înmormântați principele cărturar Dimitrie Cantemir și primul domn al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza. Aici a luat ființă, în 1640, prima școală în limba română. 3 ani mai târziu, acesta a fost locul unde s-a timpărit prima carte de legi, intitulată Carte Românească de Învățătură, de la pravilele împărătești și de la alte județe. Dar și Cazania lui Varlam, scrisă ca răspuns al ortodoxiei în disputa doctrinară cu protestantismul calvin. Prin tiparnița adusă de la Kiev cu ajutorul mitropolitului Petru Movilă, aveau să se perinde, filă cu filă, multe alte cărți, unele esențiale pentru ortodoxia românească, dintre care se află Acatistul Maicii Domnului și cele 7 taine, toate în limba română. De-a lungul timpului, Academiile Domnești au avut un rol covârșitor în educarea tinerelor generații. Nu trebuie uitat că școlile mănăstirii de la Putna, de la Sfântul Sava sau Academia de la Trei Ierarhi au fost cele mai importante pridvoare de învățătură ortodoxă. Pentru mult timp, Trei Ierarhi a dat tonul în cultura românească. Ca un simbol, orologiul instalat de Vasile Lupu în turnul mănăstirii în 1638 a fost cel dintâi din țările române ceas care arăta ora exactă cu acele îndreptate spre viitor. La Trei Ierarhi a funcționat în veacul al XVIII-lea și o școală primară. Ion Creangă a fost unul dintre dascării acestei școli, făcând într-un fel legătura cu un alt loc important pe harta ortodoxiei românești, titorit de asemenea de Vasile Lupu și unde același Ion Creangă a îmbrăcat haina diaconiei, Mănăstirea Golia. Strălucită și bogat înzestrată, după cum spunea țarul Petru cel Mare al Rusiei, care în 1711 a trecut prin Târgul Iașilor, ctitoria logofătului Ioan Golăe, aflată în partea de nord-est a orașului, a fost una dintre cele mai puternice fortărețe medievale. Legenda spune că marele dregător Golăe a ridicat această biserică din dorința de a cuceri o prea frumoasă tânără, ai căror părinți fuseseră uciși de tătari. Orfana făcuse jurământ că nu se va mărita decât cu acela care va fi capabil să construiască un adăpost împotriva năvălitorilor. Astfel, boierul a ridicat un turn înconjurat cu ziduri înalte și groase, iar în mijloc a așezat o bisericuță de piatră ca să preîntâmpine primejdia profanării locului. Renumit prin zidurile și turnurile de incintă, ansamblul mănăsteresc de la Golia a fost dintotdeauna admirat de călătorii care au trecut pe aici. Cronicarul ortodox de origine siriană Paul din Alep, însoțindu-l pe patriarhul Macarie al Antiohiei, a lăsat mărturie în scrierile sale și despre impozanta Golie cu ziduri înalte, cu turle semețe,
și cu creneluri precum o fortificație. Arhidiaconul arab văzuse biserica rezidită de domnitorul Vasile Lupu, care începuse rectitorirea vechiului lăcaș, care avea să fie terminat de fiul său, Ștefăniță Vodă, în anul 1660. Gheorghe Duca, ctitorul mănăstirii Cetățuia, a ridicat falnicele bastioane, iar în 1855, Meletie, egumenul mănăstirii, a cerut unuia dintre importanții arhitecți ai vremii să ridice un turn clopotniță de 20 de metri înălțime. Ani mai târziu, regele Carol I cerea restaurarea și consolidarea turnului, care se fisurase la scurtă vreme după ridicare, prin construcția unei scări în spirală care să permită accesul până în vârf. Devenit simbol al Iașului, turnul cu treptele în spirală, din vârful căruia se poate admira frumoasa panorama urbei, a fost folosit până la începutul secolului al XVIII-lea drept închisoare ocazională, apoi drept adăpost în timpul ciumei din 1819 și ascunzătoare în 1821, în vremea asediului trupelor lui Ipsilanti. Turnul, ca de altfel întreg ansamblu, a suferit de-a lungul vremii multe și importante schimbări, adăugiri și restaurări. În urma acestor lucrări, se explică, de exemplu, faptul că turlele bisericii par a fi din altă construcție, prin comparație cu fațada. Biserica, cu hramul Înălțarea Domnului, a fost închinată mănăstirii Vatoped din Athos și poartă influențele renașterii italiene târzii. Interiorul, păstrând totuși tradiția bizantină. Administrarea deficitară a Athosului a dus la ruinarea Sfântului Lăcaș. În acest punct al istoriei Goliei intervine Vasile Lupu, începând reconstruirea bisericii cu o echipă de meșteri italieni sosiți din Polonia. Biserica de Mir, adică Lăcaș care ajunsese să deservească o comunitate parohială, Golia a căpătat în afara hramului inițial și hramurile Izvorul Tămăduirii și Sfânta Treime. Se spune că în Golia ar fi existat încă de la începuturi un ospiciu, unde s-ar fi vindecat în chip miraculos Ștefăniță Lupu. Chiar și după secularizare în colțul de sud-est al mănăstirii, a funcționat un ospiciu pentru alienați mental, care a funcționat până în 1905, când a fost mutat la Socola. Tot aici au funcționat vremelnic o cazarmă și chiar și arhivele statului. Numele lui Ion Creangă este legat de istoria mănăstirii Golia. Cursant la teologie în Iași, diacon fiind, Creangă a primit numirea definitivă la Golia, unde de altfel a și locuit timp de 6 ani. Cariera sa de cleric s-a terminat abrupt în 1871, acuzat fiind că merge la teatru, atitudine care nu corespundea spiritului conduitei clericale a vremii. La aceasta s-a adăugat și vina de a fi tras cu pușca în ciorile din curtea mănăstirii. Legenda scriitorului humuleștean se țese însă cu alte ipoteze, iar finalmente nu se poate ști cu certitudine dacă părăsirea cinului proțesc a fost legată de situația degradată a propriei căsnicii sau de simple intrigi ale celor din jur. Șapte coline, șapte mănăstiri. Se spune despre acestea că au fost dintr-un începuturi locurile de retragere ale domnitorilor și mai mult decât atât au fost cetățile de apărare din calea năvăritorilor. Înconjurată de ziduri înalte din piatră, cu turn la intrare și bastioane, cu metereze și drum de straje, Cetățuia a fost rânduită ca un loc ideal de refugiu și rezistență armată. Ridicată într-un ritm alert, în răstim de aproape 4 ani,
și sfințită pe 29 iunie 1672, titoria lui Vodă Duca a fost închinată Patriarhiei de la Ierusalim, iar biserica a primit hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Chiar dacă filele istoriei au fost înnegrite de vremurile grele pe care le-a parcurs, Cetățuia rămâne un unicat în peisajul moldav și în orașul de pe malurile Bahluiului. Gheorghe Duca, când a vrut să facă biserica, s-a gândit la părintele lui spiritual, voievodul Vasile Lupu. Și aici, în cadrul mănăstirii, a dedicat biserica după modelul de la Treierari, dar aici diferența este că este o piatră aproape neînfinisată. Biserica este făcută din piatră și cărămidă, dar păstrează proporțiile de la Treierari și lipsește acel lux, eu știu, așa piatră sculptată de la Treierari. Faptul că s-a păstrat întregul ansamblu monastic este fără doar și poate un dar al providenței. Se știe că aici nu a fost un domeniu domnesc. Pentru a putea ridica mănăstirea, Duca Vodă a fost nevoit să cumpere dealul cu totul, cu vii, cu grădini și livezi, cu păduri și prisăci și crame. Și nu a fost ușor și nici ieftin, fiind necesar câțiva ani pentru a rândui aici un veritabil domeniu. Biserica mănăstirii este o sinteză a arhitecturii religioase din Moldova a veacului al XVII-lea. Chiar dacă se simt atât în iconografie, cât și în construcție, influențe rusești. Înzestrată cu multe moșii și sate și având multe alte surse de venit, Cetățuia a devenit în timp cel mai important centru de cultură al răsăritului ortodox. Pe latura sudică a ansamblului se află o clădire cu o sală gotică denumită Anastasia Doamna. Dacă din tiparnița de la Sfântul Nicolae Domnesc ieșeau tipărituri în limba română, de aici, de la Cetățuia, aveau să vadă lumina tiparului începând cu sfârșitul secolului al XVII-lea, lucrări în limba greacă. Tipografia care funcționa cu o tiparniță adusă de la Veneția pe cheltuiala Patriarhului Ierusalimului Dositei, era considerată un triumf al ortodoxiei împotriva confesiunilor apusene. Titlul atât de sugestiv al primei cărți publicate aici, în 1682, n-a fost altul decât Întâmpinarea contra primatului papei. După 16 ani, activitatea tipografică de la Cetățuia avea să înceteze. Casa unde ne aflăm noi a fost prima stăreție a mănăstirii. În cadrul acestei clădiri, Gheorghe Duca pe timp de vară ținea și sfatul țării. Aici unde sunt mai multe geamuri, este o sală lucrată în stil gotic. Și în acea sală se luau deciziile pentru țara Moldovei. În cadrul clădirii este o scară interioară care face legătura cu crama mănăstirii. Cetăți ale rugăciunii, refugii în vremuri de restriște, izvoare de cunoaștere religioasă și profană și embleme ale ortodoxiei românești. Mănăstirile Iașului sunt mărturii vii ale forței spirituale al unui popor trecut prin pietrele de moară ale unor perioade istorice pline de zbucium, dar și de întărire între ale vieții și continuității.
La granița dintre Bizanț și răsăritul ortodox slav, la răspântia între lumea pravoslavnică și cea apuseană, pietrele de hotar reprezentate prin vetrele monastice eșene sunt veritabile lecții despre viață și viețuire, garanții ale dragostei pe care Dumnezeu o poartă celor ce locuiesc acest pământ și cuvinte săpate în eternitatea cerului, care își lasă zi după zi lumina peste tainele temeliilor din dulcele târg al ieșilor.